Salutare YouTube! Astăzi facem un daily vlog, este miercuri 14 februarie, ora 5 dimineața și 11, m-am trezit de 15-20 de minute, mi-am făcut treburile la baie. Astăzi facem un daily vlog care o să se bazeze, să vă arăt cum eu mă recuperez umărul și să vă arăt cum îl după accidentare, pentru că știți că am fost tembel și mi l-am accidentat. Vă mai arăt ce mănânc și vă arăt toată ziua mea, așa că hai să începem treaba! Deci mi-am făcut acest shake, e delicios la gust, dar mai mult mi-a ieșit ca un fel de înghețată, pentru că erau afinele înghețate. Ideea e că acum mi-am redus un pic caloriile ce mănânc în fiecare zi, pentru că nu m-am mai antrenat atât de greu sau am făcut doar exerciții de kineto și atunci n-are rost să mănânc la fel de mult, pentru că așa să vă gândiți, mâncarea e ca benzina pentru corpul meu. Îi dau prea multă benzină, benzină pe care nu o folosesc, benzina aia o să se depună un pic ca grăsime. Și vă zic sincer, mă simt deja un pic destul de puffy, cred că în vreo 2-3 săptămâni o să încep o perioadă de slăbire, dar continuăm acum și mai ales nu te-a sfătuit să încerci să slăbești dacă ești accidentat cum sunt eu acum, pentru că îi dai un stres în plus corpului. Acum, în perioada asta, numai bine mănânc chestii de calitate, mă odihnesc cât mai mult ca să îi dau timp corpului să se facă bine. Am observat că tot timpul după ce dorm, ăla cred că e cel mai mare game changer pentru mine până acum pe recuperare. Somnul și odihna foarte bună. I-am luat punga lui Thor și acum ascultam muzică, dansam și asta am făcut. Bravo, Tudor! Hai că trebuie să curăț rapid și după să mă duc la sală. Mergem afară? Du-te! Acum merg înspre sală, deci o să încep cu 4-5 exerciții de kinetoterapie pe care le-am făcut de luni încoace și am simțit că chiar m-au ajutat. Le-am găsit și eu pe internet, eu am și studiat kineto, deci le înțeleg mai bine, mi le-a arătat și un prieten care e kineto. Fac 4, o să vă scriu la fiecare repetările, după care facem niște brațe și umeri, doar 3 exerciții. Le poți ține și tu minte pentru momentele când o să te mai doară umerii, poate, sau le poți folosi atunci când antrenezi partea de sus, de upper body, ca să-ți încălzești mai bine umerii. Ideea e că eu am acum o tendinită, care tendinita e un overused. Am folosit dintr-o dată prea mult tendonul mușchiului supraspinos și e încă inflamat, dar inflamația scade. Ce-mi place acum e că simt că vine primăvara, că e tot mai plăcut afară dimineața. Hai să mergem să ne antrenăm. Băi, cât mi-a lipsit, jur, ieri am făcut picioare, 2 exerciții și am putut să fac mai greu, că am făcut la aparate. Și băi, sala asta e ca un drog pentru ăștia care ne prinde, gen, când o facem, ziua ta, na, e frumoasă, e ok, dar pe când o faci, ai hit-ul ăla de tot, de cocktailul ăla, de dopamină, de tot ce vrei tu, te simți bine. Abia aștept să mă duc acum să mă antrenez, vă zic sincer.
gata și cu clienții și cu antrenamentul, am mai făcut ceva exerciții pentru brațe și biceps, dar alea nu le-am filmat pentru că focusul este cum ne recuperăm. Am venit, mi-am făcut o papară, mi-am luat un burete nou de spălat vase, mănânc papara aia cu lipie și cu cottage cheese, îmi știți micul dejun clasic, trebuie să mă duc să mă tund, nici nu vă arăt ce freză am acum, ce scăfârlie, aștept să mă duc să mă tund și vin. Și mai trebuie să scriu un mail la abonații de pe newsletter, te poți abona și tu, ai link în descriere. Ce mai trebuie să facem astăzi? Să le scriem la clienții din online, de regulă miercurea și duminica le scriu să văd cum merge progresul lor și să vedem cum mai le este viața. Și trebuie să vă mai zic ce am mai făcut zilele astea ca să-mi recuperez umărul, pentru că acum, deci gândiți-vă că puteam să-l ridic până aici, de vineri, sâmbătă, și acum pot, uitați, fără durere. Trebuie să vă dau toată strategia, să scăpați și voi de dureri când aveți. Pa! Top. Gata și tunsul, alt om, jur. Acum vreau să le scriu la toți foștii clienți, și la cei din online, și la cei care mi-au fost în stală, un sfat mic pe care vi-l dau, indiferent, mai ales dacă lucrezi cu clienți și tu ai un PFA sau SRL, indiferent de ce serviciu faci, bă, cei mai simplu clienți pe care ți-i poți face sunt oamenii care au lucrat deja cu tine, pentru că de multe ori cei care oferim servicii încercăm să ne facem oameni noi prin marketing, postări, etc. Dar bă, un om, dacă i-ai oferit servicii bune și după n-a mai putut să continue din vari motive, de-aia a plăcut să lucreze cu tine, îl aduci mult mai ușor la antrenamente înapoi. Și fix aia vreau să fac, vreau să le scriu la toți, dar nu în sens de să le vând ceva, pur și simplu ce mai fac, cum mai îți, dacă s-au mai antrenat și cumva dacă ei simt nevoia că bă, vreau să fac, o să-mi zică, dar cumva eu sunt acolo mic reminder odată la câteva luni, le scriu și bam, bam, hai să ne punem la treabă. Deci ați văzut exercițiile pe care le-am făcut pentru umăr ca să-mi revin, exercițiile de kineto, acum vreau să vă arăt ce am luat vineri. De vineri seara, sâmbătă, duminică, luni, ca să mai îmi calmez durerea și să-mi ajut ca inflamația să dispară. Deci de la spital mi-au dat un antiinflamator, nu contează neapărat brandul, nu-i fac, nu sponsorizat de el sau ceva de genul. Nici nu vă gândeați că, sincer, cine m-ar sponsoriza, la ce căcaturi zic. După care ceva cremă de genul care tot încălzește zona asta când te dai cu ea. Mă, eu le-am folosit, m-au ajutat și vă zic sincer, acum în următoarele zile nu o să mai au sau am redus doza, pentru că cumva nu vreau să-mi ascund durerea. Vreau să văd că, bă, corpul meu chiar se face bine de la somn, de la repaus, nu să iau unele medicamente și alea să nu mă mai facă să mă doară și când nu le mai iau să mă apuce iară durerea, că nu rezolv nimica. Cumva mi-am redus doza și a fost foarte ok, corpul mi-a răspuns bine, el s-a vindecat, m-a durut mai puțin chiar dacă am avut o doză mai mică. Deci concluzia e că dacă, eu nu-s medic, dar cumva dacă vă doare ceva foarte tare, ok, luați medicamente la început, dar dacă gen durerea dispare doar când ești pe medicamente, ar trebui să spui un semn de întrebare și să ceri părerea mai multor specialiști. Am făcut asta, după care am postat pe Instagram Aruntudor Crișan Pete, dacă nu mă urmărești acolo, le-am postat programul fetelor din ultimele 7 săptămâni complet periodizat. Dacă l-am postat și acolo, o să-ți las un print screen și aici. Fă-i un print screen și bucură-te și tu de el, îi ai complet pe câte săptămâni, câte repetări, câte seturi, câte repetări să faci. Doar tu trebuie să iei fiecare exercițiu și să-l cauți pe YouTube cu numele din program și să vezi cum se execută. Unul roman, de exemplu, înseamnă prima săptămână, 2 ori 10, înseamnă seturile și repetările pe care le ai de făcut. Și ce am mai făcut, am mai citit, vă recomand și o carte pentru cei wannabe antreprenori sau care tot așa lucrați cu partea asta de oameni, vindeți programe, chestii de genul. Și sincer, și dacă ești medic sau și dacă ești orice altceva, orice meserie, bă, cumva trebuie să te vinzi, știi? La multă lume este frică să se vândă pe el, că și mie mi era, că te gândești că, bă, persoana aia are impresia că vrea să-mi iei doar banii. Ok, toți lucrăm pe bani, chestii de acest gen, dar cumva
scopul meu 100% e să ajut persoane. Dar clar că trebuie și să vând programe și să am clienți ca să pot supraviețui. Și atunci este o carte pe care o citesc acum și vă recomand cu cel mai mare drag. Mi se pare super tare și ca strategie și tipul pe Instagram e foarte tare. Se cheamă Sell Like Crazy de la Sabri Subi. Căutați-o și pe el pe Instagram, o să vă las o poză și aici cu cartea, e super, super faină, v-am zis, dacă încercați, lucrați în joburi în care trebuie să vindeți programe, trebuie să convingeți oameni să lucreze cu voi, citiți-o și super, 100% convins că o să mă ajute. Mă duc să-l plimb pe Tor și după aia să îmi fac niște paste, vă arăt ce rețetă bombă am găsit la paste. Acum am fac niște paste și am descoperit, bă, să pun ardei de astea mici, picant sau iuți de astea verzi. I-am tăiat așa mici, am pus niște roșii cerii, somonul, pastele acum se pierd și o să mai pun pastele peste, vă arăt imediat. Deci e super, super bună combinație. Deci am mai pus peste niște smântână de gătit și sos de roșii de la Barilla. Da, puțin sos de roșii de la Barilla, restul sos de roșii normal de la Kaufland și cam așa arată, bă, vă zic, iese super, super bun pastele de genul, încercați. Hei frumoșilor, am mai filmat un videoclip pentru YouTube și acum mă pregătesc încet, încet să mă duc la clienții de seară, am de la 6 la 8 seara oameni de antrenat. Al treilea lucru care m-a ajutat în recuperarea umărului, deși eu sunt un pic destul de sceptic cu masajele și lucrurile de genul, eu am un prieten bun, Kineto cu Andrei, îl găsiți pe Instagram, care face masaj, face chiropractică, mi-a pus ceva ventuze și am fost la el luni și mi-a făcut masaj, mi-a pus ventuze, și bă, m-am simțit mai bine după, gen, ar trebui să mănânc căcat, să zic că nu m-a ajutat, dar a contribuit în procesul ăsta de recuperare, sunt 100% convins, și dacă nu, placebo, m-am simțit eu mai bine după, mi-a fost mai încălzit, am putut să-l mișc mai bine, vă las aici niște poze și niște videoclipuri de atunci de când am fost, puteți încerca și voi când vă doare ceva să mergeți la un masaj, să mergeți la chiro, bine, clar, baza pentru mine e exercițiu fizic, greutatea pe care o ai, pentru că cel mai bun exemplu a fost tatăl meu, spre exemplu, care el are probleme cu spatele de mult și ok, a fost la masaj, eu a fost la chiro să-l puște un pic, să-i fac un pic de masaj, dar tot timpul pentru mine astea, așa îmi place să dau exemplu ăsta, că îs ca un medicament care tratează simptomele, dar de fapt poate cauza, adică 100% cauza e nemișcatul de-a lungul timpului, gen adunat, burta, greutatea în plus, nu zic de taică, mi-o zic la multe persoane care au probleme cu spatele, le trage burta aia și pune presiune, știi, și atunci tu poți să mergi la masaje și la toate lucrurile să-ți facă, ok, o să te scape pe moment, dar pe termen lung, burta aia tot o să te facă să te doară lombara și tot acolo o să ajungi și dacă vrei să scapi de tot de durere, ce faci? Lucrez cu Tudor Crișan ca să slăbești. Nu, glumesc, da. Nu glumesc, dar îți reglezi alimentația, slăbești și în timp faci un pic de antrenamente, îți întărezi musculatura din zona lombară a abdomenului și bye bye durere. Gen. Știți voi. Bun, mă duc să-mi antrenez oamenii că nu-mi place să întârziu, fraților. Nu întârziați. Nu prea cred că am întârziat în ultimii ani în lucrurile care le făceam, urăsc oamenii care întârzie și îi urât. Bă, când îți zici o oră, când îți dai cuvântul, mergi, mai ales la sală, îmi place să ajung și mai repede, gen cu 10-15 minute ca să mă pregătesc și tot, dar oricum, nu întârziați. Am ajuns și acasă, acum mi se face ultima masă, tot ce ai de zis la cameră. Și vreau să vă zic cel mai important factor care zic eu că a contribuit la recuperarea mea, e ăsta. Adică somnul și tot. Bă, stai că poate mă accidentez iar. Prostia. Ăstea, somnul, recuperarea. Am dormit ca un bebeluș nopțile astea, 8. 9 ore și tot timpul după ce mă trezeam îmi simțeam umărul mult mai bine. Deci somn, repauză. O scurtă recapitulare a videoclipului. Ce m-a ajutat să-mi recuperez umărul a fost somn, repauză pe primul loc, exerciții kineto, masaj
și la final anti-inflamatoare pentru primele zile. Asta a fost procesul meu de recuperare. Încă săptămâna asta mai au pauză de la antrenamentele normale, după care încet încet o să mă întorc, deja îl simt mult mai ca lumea. Dar eu vă mulțumesc că m-ați urmărit pe parcursul acestei zile. Sper că ați învățat ceva și astăzi, dacă nu, sper că v-am furat un zâmbet. Eu am fost Crișan Tudor, antrenor personal, Thor acolo mi-a furat ceva, trebuie să mă duc să iau. Nu uita să te abonezi, să dai un like și pa, ne vedem data viitoare!